Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre energia, ia uite ce am făcut de la lumânarea neagră, despre energia intimă dintre voi și o altă persoană în această perioadă. Aveți trei opțiuni, 1, 2 și 3. Puteți alegeți câte una pentru diferite persoane. Numărul 1 să fie o persoană, numărul 2 altă persoană, numărul 3 alte persoane, pentru că știm că, în general, oamenii au mai multe interese, măcar din punct de vedere, sau atracții, interese, atracții sexuale și poate că unii sunteți curioși referitor la mai multe persoane din viața voastră. Deci, numărul 1, numărul 2, Fenixul, și numărul 3. Talismanul, zodiacul, cele 13 zodii. Acum o să pun deoparte primele două numere și începe talarea cu numărul 1. Cei care ați ales crucea, crucea aceasta frumoasă, superbă. Poate că unii dintre voi aveți ochi albaștri. Dar albastru îmi spune în acest moment că este foarte importantă comunicarea dintre voi și felul în care vizionați, vizualizați relația. După cum vedeți, în această etalare inițiez, lansez un nou stil sau nu neapărat un nou stil, dar ceva. Aveți energia feminină și energia masculină. Energia feminină e energie pasivă, energia masculină e energie activă. Acum, nu e obligatoriu ca energia feminină să fie femeie, dar în general, totuși, femeile sunt feminine și teoretic așa ar trebui să fie, da? În fine, hai să vă transmit niște mesaje înainte de a începe talarea din seria aceasta de cărți pe care o voi folosi ca și energie care vă reprezintă în această perioadă. Am vrut să se arate două cărți, două, da? Amândouă reprezintă două energii și cred că așa vin, așa simt eu că vin. Oul cosmic cred că vine la energia feminină și dragonul la energia masculină. Dragonul reprezintă, amândouă foarte interesant, există o oglindire. Energia despre care vorbesc în acest moment, chiar energie, este reprezentată de eter. Nu e nici foc, nici apă, nici pământ, nici aer. Este eter. Cred că legătura dintre voi este mult mai profundă decât pare, decât considerați voi că este. Și în acest moment vă afectează la nivel energetic. Chakra a treia este activată pentru pentru energia feminină, pentru masculin, și chakra 7 este activată pentru feminin. Acum, evident că se pot inversa și cred că la un moment dat se întrepătrund energiile. Unul dintre voi este evoluat spiritual, lucrează de zori, este un ou, un univers care stă să se nască după profunde transformări și după o spiralare continuă de ani de zile în sus. E o spiralare în sus, că poate să fie și în jos, să fie involuție, este în sus. Încercați de ani de zile să lucrați cu chakrele voastre, să vă deschideți a șaptea chakră, coroana, și să comunicați cu îngerii, cu divinitatea, și probabil că uneori o faceți. Da, aveți deja un nou conceput, dar pe de o parte mai trebuie ceva activat. Probabil că întâlnirea... Interesant. O să zic de ce m-am întrerupt, pentru că am simțit un alt mesaj, s-a suprapus, dar o să-l țin minte. Vreau să spun că acest ou conceput încă nu a născut potențialul maxim din voi. Wow, ce mesaje vin la prima etalare! Al doilea, masculinul în general, i s-a activat chakra a treia, a ego-ului. Ego-ul poate să reprezinte și frică, dar și încredere. Dacă până acum a manifestat frică în anumite zone, mai ales în viața intimă, ceva în el, în acest masculin, s-a declanșat în prezența acestei femei, femeie divină care lucrează la ea de zor. Repet, dacă simțiți că voi, ca și bărbați, v-ați activat această energie divină, puteți să vă regăsiți aici. Oricum, cine este aici? Dragonul. Dragonul are, în primul rând, urmărește femininul, îl urmărește oarecum din penumbră, are o ambiție legată de această Femeie, de această relație dintre voi doi, eventual de relația intimă, este o ambiție, este o dorință, da, pentru că e chakra a treia. E o dorință oarecum egoistă, că poate în timp se transformă, dar în acest moment este egoistă. Acest personaj nu este evoluat sau nu atât de evoluat ca voi. S-a oprit energia în această poziție. Vreau pentru mine această femeie. Și o urmărește foarte atent. Am spus că tot am vorbit de chakra de... 3 înseamnă și comunicare. Chakra treia știu că nu reprezintă comunicarea, dar comunicarea acestuia se face dintr-o energie egoistă, egotică. Trebuie schimbată, trebuie transformată și probabil, cu siguranță, prezența cu voi, prezența voastră în viața lor îi va transforma. Acum, de ce m-am oprit la un moment dat? Pentru că simțeam nevoia să spun aceste mesaje, da? Ce este foarte interesant este că, de fapt, în acest context, dragonul este chiar șarpele. Vedeți și voi? Șarpele. Dacă ar fi să dăm zoom la ochii șarpului, aici am revenit, la dragon, da? Și simt acum un alt mesaj în plus pe lângă cele pe care le-am spus, că acest personaj se înfășoară în jurul vostru, devine din ce în ce mai posesiv, da? Dar să sperăm că totuși posesivitatea asta îl va ajuta să se transforme și să devină sau să vină mai aproape de energia voastră spirituală. Posibil. Și să concepeți voi ceva împreună. Rămâne de văzut ce alte mesaje, dar acestea au vrut să se arate, nici n-am început detalarea, acestea au vrut, ia uite, crocodilul, iar același dragon, același reptilian. Reptilian în sensul simplu al cuvântului, iar șarpele care stă și înfășoară o energie benefică. Eu cred că pentru unele doamne, voi, prezența voastră este... foarte importantă pentru acest bărbat. Haideți să vedem totuși energia care a venit. E un pic mai lungă etalarea la numărul 1. Mă auziți? O să pun microfonul un pic mai aproape. Da. Eu cum văd cărțile, primesc niște mesaje, dar între timp mai vin altele și unor și pe mine mă uimesc mesajele. Și cred că și pe colegele mele, pe toată lumea. Hai să vedem. Energia feminină în această perioadă. Energia feminină în această perioadă pentru numărul 1. Odată. De 2 ori, 3 ori. Da. Foarte ciudat. Sunteți un pic sarcastici. Probabil că a fost, și o să zic de ce, pentru că am văzut niște decepții. Posibil că aveți motive să fiți un pic sarcastici, să vă arătați o latură negativă a voastră. Toți avem o latură negativă. Posibil prezența acestui bărbat, acestui masculin, poate să fie și femeie masculină, repet, din cauza că a fost un pic de vibrație joasă, v-a perturbat vibrația generală și oarecum vă face un pic mai... Să intrați într-o haină care nu e a voastră, dar care este necesară să o aveți față de ei, ca să nu devină prea acaparanți. Am zis mai devreme că se înfășoară în jurul oului, prea posesiv, prea acaparanți, prea sufocanți și atunci trebuie să-i tratați un pic mai cu ironie, cu sarcasm. Altfel, interesant, la capătul setului de cărți, aveți alt ou, iar energie spirituală, dar este chakra patra a inimii. Aveți o inimă deschisă, generoasă, sunteți de o valoare specială. Și meritați protecție și meritați un tratament special. În plus, mai sunteți și foarte excentrici și vizionari în felul în care vă manifestați. Asta pentru că s-a oprit la voi, da? Energia feminină. Probabil că vă plac printurile de animale, unora dintre voi. Acum, este element de foc, da? Sunteți foarte creativi și excentrici, dar pentru că focul înseamnă nu doar creativitate și artisticitate, ci și pasiune, probabil că elementul foc, pasiunea, sexualitatea, trebuie un pic înfrânată și luată un pic mai în zeflemea în prezența acestui bărbat care, repet, dacă nu e pus la punct, are tendința să vă țină, vă dorește foarte mult, dar, repet, dintr-o dorință egoistă, nu, încă n-a ajuns la dragoste necondiționată sau vedem dacă a ajuns, vom vedea, va trebui să fac mai des dacă a ajuns. Haideți să vedem energia generală acestui bărbat. Probabil că sunt două forțe, vedem că avem și yin și yang, da? Masculinul și femininul, dar masculinul din masculin este foarte, foarte posesiv. Energia energiei masculine pentru numărul 1. Ia, să vedem. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Ai, extraordinar. Am zis că e posibil să fie, da? Uite, ce schimbare. Ceva, dar o să vă arăt ce s-a petrecut pentru că apar mesaje în plus la numărul 1. Energia lor foarte emoțională, foarte profundă, telepatică, transmite de la distanță tot ce își dorește din punct de vedere sexual, este regele de apă, dar deocamdată e egoul, cum am spus mai devreme, care încă trebuie temperat. În sine, esența și în această perioadă și poate în general acestui bărbat, esența este foarte frumoasă, este profundă. Dar felul în care se manifestă egoul, am zis că înseamnă și frică. Și o să vă arăt, haideți să vă arăt acum, da? La capătul, de imediat, la capătul setului de cărți, dorește, evident, să vă deguste cu acest colibri, da? Să se bucure de nurii voștri și de nectarul vostru, dar este totuși într-o zonă, după cum vedeți cu acest bursuc, este într-o zonă negativă. Încă, iar revine șarpele, încă e închis în el, acest personaj e închis în el. Are un potențial foarte frumos cu această energie spirituală, care într-un fel sau altul este inspirată și de voi. Și nu doar că e inspirată, voi proiectați pe tot ce vedeți frumos în jur, ce este frumos în voi, se proiectează pe ei și reactivați această structură, îi ajutați să se transforme, să-și dea jos pielea cea veche și să se transforme. Iar comunicarea, semn de aer. Comunicarea este foarte importantă. Probabil că trebuie să învețe să comunice cu voi, dar din punct de vedere intim își dorește comunicare. Hai să vedem situația dintre voi în această perioadă. Ce-a vrut să se arate? Roata norocului. Apropo de octombrie, roata norocului. Energia dintre voi se schimbă. Aceasta a fost prima care a venit. Energia dintre voi se schimbă. Că aveți marcaj în casa, în balanță, poate unii dintre voi. Apoi a apărut 2 de cupe, 5 de spade, Marea Preoteasă și 7 de monede. Aici ar văd semn de aer, balanță, gemeni sau vărsător, semn de apă, pești, rac, scorpion. Acum, că și semn de pământ. Dar avem și foc. Până la urmă toate elementele sunt, pentru că e normal să fie, mai ales când vorbim de relații complexe. Ideea este că energia dintre voi se schimbă. Sunteți într-adevăr suflete perechi. Sunteți suflete perechi și unul, repet, unul este mai evoluat și venit în viața celuilalt să-l ridice. Dar apar niște conflicte. Apar niște conflicte și simt că în viața uneia dintre voi există niște dușmani, niște invidioși, sau e egoul, cum am zis mai devreme, că e casa a 5-a, e casa a 5-a a egoului, egoul care încă lucrează, încă nu s-a temperat și n-a înțeles, de fapt, cum să se manifeste varianta sa bună, că și egoul are varianta lui bună și nebună, da? Și din cauza acestor conflicte mentale, gânduri, invidioși, eu știu, dorința de a avea cu orice chip, da? Apare Marea Preoteasă și 7 de monede. Se intră oarecum în așteptare, se adoptă o strategie oarecum secretoasă, misterioasă, se intră în așteptare pentru că unul dintre voi încearcă o strategie în a cuceri persoana dragă. Dar evident că aici este creșterea celuilalt. Celălalt trebuie să înțeleagă că nu are nevoie de strategii, mai ales când are de face cu Marea Preoteasă, dragii mei, și cu 2 de cupe, sufletul perechei și Marea Preoteasă. Am zis că unul dintre voi este evoluat. Celălalt intuiește și atunci nu mai comunică la fel de bine, la fel de deschis, iar își vede de grădina sa, sau vă vedeți și unul și celălalt de grădina voastră, Dacă au fost niște discuții în care a simțit că nu este deschidere, că la 5 de spade nu e deschidere emoțională, repet, ați preluat posibil, unul dintre voi a preluat din energia celuilalt și a intrat un pic în sarcasm. Probabil că a fost necesar. Totuși, multă pasiune și dorința de a renaște. Ia uite, probabil că întâlnirea dintre voi a fost răsnet, dar este și trezirea, roata norocului, trezirea, asul de turnul, adică judecata și asul de spade, o trezire foarte intensă a unuia dintre voi. Și această trezire cu cavalerul de bâte, probabil că activează și cu ce am văzut mai devreme șarpele Kundalini, probabil că activează o energie sexuală foarte intensă între voi. Totuși, situația generală dintre voi în acest moment, numărul 1. Ops, iar judecata, temperanța și 6 de spade. Judecata. Trebuie să judecați amândoi. Trebuie să vă temperați amândoi, pentru că este o distanță între voi, 6 de spade. O distanță care trebuie străbătută. Care să aducă renașterea. Care să aducă echilibru între voi doi. Pentru că există un dezechilibru destul de mare. La capătul setului de cărți, 7 de cupe. Luna. Și secrete, dar și fantezii. Dorința de a comunica emoțional, dorința de a o lua de la zero, pentru că există multe emoții. Unul dintre voi este foarte entuziast, foarte soarele, 3 de cupe și expresiv, 6 de bâte, foarte expresiv, încrezător, atrage publicul și aici este gelozia celuilalt. Da, este impactat, să zic, i s-a imprimat energia acestuia, pentru că îi aduce și multă bucurie și îl inspiră să o ia de la zero. Trebuie să comunicați, dar deocamdată comunicarea nu este chiar emoțională pentru că există frici, există secrete, există confuzii, dar, repet, și visare. Am spus mai devreme, haideți să vedem și energia sexuală dintre voi. Energia sexuală dintre voi în acest moment, o să mai trag niște cărți, dar la un moment dat am văzut regele de spade, în timp ce am amestecat regele de spade, ce era? Regina de cupe. Deci unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj mental, probabil bărbat mental. Mai era o carte și mai era lumea. Atunci când am văzut cărțile... uite-le aici. Dar am văzut regele de spade. Regele de spade. Stați un pic, dați-mi un pic timp. Uneori nu trebuie să te grăbești. 3 de bâte. Și 10 de monede. Pe de o parte, acel mesaj mi-a adus aminte, mi-a atras atenția că unul e posibil să fie căsătorit și din cauza aceasta trebuie să se poarte mai distant, mai sarcastic sau nu se poate deschide. Și din cauza că nu se poate deschide, îl face pe celălalt, pe unul dintre voi, eventual doamna, să fie un pic mai sarcastică, tocmai pentru că dacă te deschizi în fața cuiva care nu-i pregătit să se deschidă, ce faci? Risc să te rănești, pentru că ai mai fost rănit, știi? Și iei un pic situația mai peste picior. Și știind că celălalt are tendința să fie un pic mai egoist, nu trebuie să oferiți chiar totul, da? Temperat. Nu puteți oferi totul din prima sau de la început, sau depinde ce situație sunteți, dacă știți că celălalt nu poate să fie deschis total, nu? Acum, ce a vrut să se arate? 4 de monede. Iar Domnul, după cum vedeți, o pândește pe doamna, are un foc teribil în spate. Ar vrea să ofere stabilitate cu 4 de monede, dar oarecum interesant, da? Oarecum, doamne, chiar sarcastică. Se face că nu e chiar atât de implicată? Oare chiar nu sunteți implicate? Sau e doar un joc erotic, care îl aprinde și nu doar că îl aprinde din punct de vedere erotic, dar îl face să conștientizeze de fapt că această pasiune nu e doar pasiune, este dragoste. Nu e doar dorința de a poseda pe cineva, ci dorința de a împărtășiți și niște emoții. La capătul setului de cărți, adică ce nu vedeți, ce nu vedeți voi, este că iar regina de cupe și regele de cupe, acest personaj vă iubește, că a înțeles, că n-a înțeles, iar rămâne de văzut pentru că e judecata. Cineva trebuie să se gândească, să renască, eventual să are ceva, are niște lucruri de schimbat, dacă este căsătorit, vă dați seama care e lucru de schimbat. Da? Deci, regina de cupe, regina de monede vă apreciază foarte mult, visează, iar șaptele de cupe visează la voi, clar, cu are fantezii erotice, că tot vorbim despre așa ceva și totuși o dezamăgire. Aici vreau să zic mai devreme. De ce doamna sau femininul a ajuns la această hienă, la acest sarcasm? Pentru că a apărut o dezamăgire în felul în care ați comunicat. Vi s-a părut că ei sunt distanți, au făcut cine știe ce jocuri mentale cu 5 de spade și v-a deranjat. Mai ales dacă sunteți mari preotese, v-a deranjat și v-ați dat seama că cât poți să fii de generos, de gentil cu cineva care face jocuri mentale, da? Trebuie să-l faci să simtă ce trebuie să simtă. Totuși, există o apreciere imensă, este lumea. Doamnelor, sunteți apreciate foarte mult. Însă, acest personaj nu prea știe cum să vă abordeze. Iar este căsătorit pentru unii, este într-un contract sau este tradițional și nu prea știe cum să vă abordeze, mai ales dacă sunteți mari preotese, mai ales dacă sunteți neconvenționale, că am văzut zebra, da? Sunteți o tentație pentru ei. Probabil că mulți s-au gândit la această familie, la marele preot, la curtea din care vin, la casa din care vin. Acolo probabil că ceva este o nemulțumire de până la urmă au picat prada acestei tentații, la care tot au încercat, după cum vedeți, au încercat să facă față, să nu se implice, să nu arate, să nu se uite în ochii voștri, să nu aia, să nu ai lată și totuși n-au cum. Acum, astea sunt cărți care au venit în plus, de aia la numărul 1 s-ar putea să vorbesc mai mult. Nu știu, vedem ce au venit la celelalte numere. Haideți să vedem energia sexuală dintre voi în această perioadă. Energia feminină. Energia sexuală generală o iau așa, îndrăgostiții. Pentru că e o carte care s-a răsucit, îndrăgostiții. Unul dintre voi probabil că aveți marcaj în gemeni și altul în săgetătoare. Iar sunteți îndrăgostiți, dar trebuie să alegeți și unul și celălalt. Și unul și celălalt. Aveți de lăsat și unul și celălalt, ca să vă echilibrați, aveți de lăsat în urmă multe experiențe negative, multă suferință. Că o fi împreună, că o fi separat, vedeți. Haideți să vedem. Energia feminină. Ok. Mai dăm o carte și balanță, 2 de spade, mai dăm o carte. Pentru energia feminină, te rog frumos, mâna, fie cu minte. Fie cu minte. Ah, asta este. Da, se vede cu 4 de spade că sunteți un pic sarcastici, un pic reținute, dar aveți și voi multă pasiune pentru ei, regele de bâte. Multă pasiune. Simțiți, ia uite și regina de monede, vă simțiți protejate. Chiar dacă știți că există o căsătorie, din acest motiv trebuie să alegeți 2 de spade. Sunteți și voi, da, sunteți ironice, sunteți mai mutroase, să zic. Îmi place cuvântul, așa faceți mutrefițe, aere. Dar aveți dreptul, e dreptul vostru pentru că sunteți, într-adevăr, niște femei deosebite. Asta în cazul în care acel ou vă reprezintă. În fine, energia feminină în acest moment trebuie să aleagă. Dacă știe care de-a face cu un bărbat căsătorit, iar ce face? Alege pasiunea. În condițiile în care știe că ea sau el este căsătorit, e o alegere destul de grea. Trebuie să fie în echilibru, trebuie să manifeste justiție. Chiar dacă vorbim de sexualitate, aici este, vă aruncați în brațele acestui bărbat, pentru că simțiți că se poate naște, simțiți potențialul emoțional, regele de cupe și regina de cupe pe care am văzut-o mai devreme. Balanța reprezintă, interesant, este casa 8-a. A sexualității, da? Simțiți că acest bărbat, vă poate echilibra niște nevoi sexuale, niște dorințe, energii, mai ales dacă lucrează cu chakrele, da? Marea preoteasă adesea este mai singuratică, dacă v-ați însingurat în cuplu sau sunteți singure, iar vreți, simțiți că acest bărbat vă poate echilibra. Dar, doi de spade, puneți oarecum un blocaj în comunicare, vorbiți un pic mai altfel și din cauza dezamăgirilor despre care am vorbit, dar și din cauza acestei necesități de a alege. Ce alegeți? Pe de o parte, simțiți că se poate naște dragostea, pe de altă parte, nu știți dacă această dragoste va aduce karmă sau va aduce echilibru. Aș putea să pun și așa, da? Între dragoste și contract și căsătorie. Energia masculină în această perioadă. Energia masculină în această perioadă. Pentru numărul 1. Ce simte bărbatul în această perioadă? Ce simte, ce își dorește? Uf, asul, interesant, și el își dorește un început foarte frumos. Poate că sunteți în apă și aer, unii, da, apă și aer. Asul de spade vrea să comunice 8 de monede și ce valetul de bâte. Da, paletul de foc. La capătul setului de cărți împăratul. Ar vrea să, am zis, simte nevoia să pună mâna pe voi și să vă țină doar pentru ei. Foarte posesiv împăratul, dar împăratul pentru mine înseamnă și bărbat autoritar, căsătorit, că am văzut și împăratul și marele preot, sau cu o poziție financiară, profesională bună, foarte mândru, foarte tradițional, încăpățânat, da? Evident că este bine dotat. Și știind chestia asta, probabil că se bazează pe ce știe că posedă din punct de vedere fizic. Însă, totuși cu voi trebuie să se implice altfel. Am zis că voi aveți nevoie de asul de cupe. Simțiți că se poate să-și deschidă acest, să-și declanșeze această exprimare emoțională sau lume emoțională în preajma voastră. Da. Am zis de regele de spade, da. Și regina de spade. Păi asta e, că dacă el în preajma prietenilor sau știind că e căsătorit, se face că este neimplicat. Se preface că e neimplicat. Dar de fapt este foarte implicat. Și atunci dacă voi știți că se preface, începeți și voi să fiți sarcastice, regina de spade, da? Deși mai copii, multă pasiune. Îi puneți pe foc, pe jar. Doamnelor, îi puneți pe jar. Știți că trebuie să aștepte până nu se transformă, până nu se poartă altfel, pentru că dacă vrea doar o victorie, dacă vă vrea doar pentru ei, doar așa, ca să-și satisfacă niște nevoi, evident că nu o să... Aici este. Voi nu vreți așa ceva. Vreți ceva corect, drept, cinstit. Și acel as de cupe, eventual, să manifeste, de fapt, justiția voastră divină. Justiția voastră divină să se manifeste prin această nouă dragoste împreună cu acest bărbat. Vreți emoții. Da? Ce vor ei, asul de spade. Vor și să se dezlănțuie. Vreau să zic altceva, dar e și dezlănțuit. Vor să comunice, vor să se... Legătura dintre voi este bruiată. Este bruiată de comunicarea cu alte persoane. Am văzut 5 de spade. Acum, ce își dorește acest personaj? Să se dezlege. Da? Să se dezlege de... Am văzut și 10 de spade. Să se dezlege de legăturile anterioare. Pentru mine... Deci își dorește să se dezlege de legăturile anterioare și să lucreze. Chiar vrea să fie romantic. Dacă nu știe, își dorește să învețe. Iar, doamnelor, poate că este tehnica voastră să-i puneți un pic la muncă, pentru că știți că trebuie să învețe să se implice, mai ales dacă a fost rege de spade, trebuie să învețe să se transforme în regele de monede, în regele de cupe, oameni senzuali, bărbați senzuali, bărbați romantici, sentimentali. Trebuie să învețe să se exprime și altfel. Și altfel. Altfel, acest personaj simte multă pasiune. Da. Dar pasiunea asta nu poate fi exprimată doar fizic, trebuie exprimată și... Adică faptul că este dotat personajul și că are această dorință imensă, pătimașă de a vă avea, nu este suficient. Și se întâmplă interesant că e o nopte, o transformare și voi aveți aici o transformare. Chiar la amândoi e o transformare, am zis că amândoi vă transformați. Și voi știți că trebuie să vă temperați un pic, apropo de temperanță, ca să învețe să, în primul rând, să prindă curaj, să se dezlege de legăturile anterioare, să prindă curaj să exprime acea latură sensibilă, romantică, pe care o are și pe care posibil n-a exprimat-o până acum cu nimeni. Cu nimeni. Tocmai fiind în această postură împărat. Pentru unele doamne, cu împăratul și cu justiția, posibil, și am văzut și roata norocului, da? Iar ideea de karmă, posibil să aveți o karmă specială cu acest personaj și acesta să fie bărbatul vostru divin, rămâne de descoperit. Rămâne de descoperit. Deocamdată, ar mai fi ceva? Am vorbit destul de mult la numărul 1. Cam atât. Cam atât. Sper să fac mai multe etalări de genul ăsta, măcar, nu știu, măcar o dată pe lună, le-am făcut destul de rar în ultima vreme. Am fost și eu foarte prinsă în alte proiecte. La voi am vorbit chiar foarte mult, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Acum, o să pun cărțile deoparte. Și... Numărul 2. Cei care ați ales Fenixul. Pentru cei care au ales Fenixul. Haideți să vedem ce cărți apar. Știți bine că Fenixul înseamnă transformare. Sunteți într-o perioadă de transformare. Asta înseamnă orică nu ați vorbit și vreți să știți care este energia dintre voi, dacă vă mai dorește. Ori unul sau celălalt treceți printr-o perioadă mai deosebită, mai intensă și cel puțin unul vă transformați, dar... Haideți să vedem totuși ce mesaje speciale. După cum vedeți, în această înregistrare avem partea, energia feminină și energia masculină. Feminin înseamnă receptiv, nu neapărat pasiv. Receptiv. Masculin înseamnă activ. Acum, evident că și bărbatul poate să fie în energia feminină și femeia să fie în energie masculină. Eu o să zic energia feminină totuși cu gândul la femei. Dacă vă schimbați locurile, pozițiile, veți vedea și vă veți prelua mesajul ca atare, da? Haideți să vedem energia feminină în această perioadă, cum se prezintă, numărul 2. Energia feminină în această perioadă. Pentru că este Fenix, mă gândesc la moarte. Știți că este energia Scorpionului. Probabil că între voi relația s-a încheiat și vreți să știți totuși. Dacă se mai gândesc la voi, vedem totuși. Hai să vedem. Energia feminină. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ah, ce frumos, interesant a apărut. Nu contează. Aha. Aer, aer. Energia feminină în această perioadă este jucăușă, este într-o vibrație bună, vrea să iasă din întuneric și să manifeste lumină, vrea să comunice, vrea să exprime optimism. La capătul setului de cărți, 9 de aer sau bufnița, sunteți totuși persoane înțelepte. Tocmai pentru că ați trecut prin întuneric, ați învățat să vedeți în întuneric, să vă protejați și totuși, tocmai pentru că ați trecut și aveți această, prin experiențele prin care ați trecut și aveți această energie, vreți să manifestați lumină, optimism. Interesant, energia feminină să fie unul dintre voi, poate cel care este mai puțin activ, n-aș zice pasiv. Cel care e obișnuit să primească. Interesant. Alt mesaj. Cu zebra și cu acest colibri, acest personaj posibil să fie foarte excentric și în spot, în lumină, să fie un personaj care vorbește în public sau cântă, că e semn de aer, sau e mai zgubilitic, are o energie drăguță, nu știu, dansează, e artist în public. Și totuși are în spate o panteră și mai are această pe subconștient sau lucruri care nu se văd. Asta e partea vizibilă, dar care nu se văd. Această bufniță. Totuși, o persoană înțeleaptă, o persoană care caută adevărul, poate își face prea multe griji în legătură cu voi, cu relația voastră. Simte multă pasiune, vă urmărește din umbră, dar sunt niște stări pe care nu le vedeți legate de acest personaj. Poate să fie realizat și bărbat care nu arată, tocmai pentru că e în energia feminină, pasivă, așteaptă să primească. Acum, energia masculină. Energia masculină. Odată. De două ori. Interesant! Amândoi sunteți urmăriți de public. Aici văd mulți ochi. Și aici văd un spot de lumină. Interesant. Amândoi, nu neapărat semne de aer, dar amândoi, masculin, feminin, voi știți că pe unde sunteți, dar oarecum semănați. Totuși, interesant cum vine mesajul. Bărbatul încă se mai uită la femeie, încă o urmărește, chiar dacă e urmărit de alte persoane, vă urmărește pe voi. Voi am impresia, cum am zis la Phoenix, ați trecut prin întuneric, ați zis că gata, s-a încheiat relația și încercați să manifestați altceva nou, o nouă lumină, un nou curcubeu, o nouă speranță, o nouă relație sau altceva să vă vedeți de treburile voastre. Ei sunt foarte mândri, foarte frumoși cu acest păun. Foarte frumoși, toată lumea se uită la ei, dar și voi, chiar dacă sunteți mai mititei și voi atrageți o mititele, poate voi sunteți mai mititele, atrageți atenția, aveți ceva drăgălaș, de futuraș, de colibri, de... Cute, dar nu e doar cute, e o lumină și un curcubeu care vibrează, da? Ei totuși sunt foarte mândri, dar au așa o chestie, uneori, nu știu când, dar au așa un aer regal, probabil că cu acești ochi. Am zis, și ei sunt urmăriți de multe persoane, plăcuți de multe persoane pentru că atrag atenție, impun cu prezență. Și probabil că și ei vorbesc, pentru că pentru mine aici turcoazul acesta reprezintă chakra a cincea, da? A comunicării. Și unul și altul comunicați. Bine, aveți și aer, dar nu doar după aer, muși, după culori, după... La... Ce nu vedeți voi? Acest personaj are multe responsabilități și are o timiditate pe care foarte puțin o știu. Posibil că această timiditate se manifeste doar în prezența voastră, este teamă să manifeste. Începutul cu voi este foarte iritant, foarte stresant și se simt intimidați oarecum. Da, în față, vai, sunt impresionanți, dar în spate, ce nu vedeți, că sunt totuși timizi și... Dacă ceva a fost între voi, acest Phoenix, da, nevoia de renaștere, moarte și renaștere, a fost ceva într-o formă sau alta, îi apasă că mira asta e. Merg prin întuneric, apăsați, sunt copleșiți. Poate și de greutăți și de responsabilități, dar de o situație care a fost între voi. Interesant, s-a oprit la regele de bâte. Multă pasiune și lacrimi. Da? Atracție foarte mare între voi doi, dar și lacrimi. Că o fi fost munca între voi, că o fi fost o altă persoană, 3 de monede, ceva s-a întâmplat. Hai să vedem energia în această perioadă. Numărul 2. Energia generală, numărul 2. Energia generală, numărul 2, în această perioadă. Ca să vedeți dacă vă găsiți. Dacă nu vă găsiți, nu ne ascultați până la final. Nu? Energia generală, în această perioadă. Hai, dăm tu o carte, ca să nu o iau eu. Energia generală dintre colibri și păun. Interesant, nu mai păsări. La mijloc este Phoenix. Vă transformați unul pe celălalt. Ce frumos, nu mai păsări. Măi, iar cuvântarea asta e foarte importantă între voi doi. Câte cărți sunt aici? Și celălalt 3 cărți? Ok, las 3 cărți. cavalerul de monede, 7 de bâte și 9 de monede. Doamna este foarte independentă, foarte independentă. Cine o fi, voi știți care e doamna. Dar doamna este foarte independentă, vorbește, da? Vorbește în public, are și ea reușite, e și ea o mândreță, dar e o preîmpărăteasă. Dar el vine foarte greu, foarte precaut, cavalerul de monede, foarte greu. Din cauza aceasta, pe de o parte vine greu pentru că are niște granițe personale, timiditatea pe care am văzut-o și cine știe ce alte responsabilități cu Camila, despre care nu știți, nu știm, sau poate știți. Și pe de altă parte, ei pun în granițe personale, a spus și voi, aici este Fenixul, cum renașteți, cum treceți de blocajul ăsta, cum vă deschide sufletul și unul și celălalt. Teoretic ar fi prin comunicare, că aveți 3 păsări, inclusiv aceasta, care înseamnă transformare. Dacă nu comunicați, nu se întâmplă nimic. La capătul setului de cărți, iar, uitați cum au vrut să revină, 5 de cupe, 3 de monede, da, lacrimi. Voi încă nu v-ați întâlnit, am impresia, 3 de monede, 10 de bâte, vă apasă situația care este. Probabil că a fost un gest, ia uite, nebunatic a unuia față de celălalt care da, probabil. Unul a fost mai calm, într-o vibrație de femeia, da? Energia, femeia divină, da? Hai să zicem, de ce să mă feresc? Femeia divină era într-o vibrație bună și masculinul a făcut un gest nebunatic, da? De care oarecum se rușinează, îl apasă gestul, nebunia, pentru că a îngreunat ceva și a adus lacrimi. Încă sunt lacrimi între voi. Încă sunt lacrimi, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Hai să vedem și energia sexuală dintre voi, doamnelor, sau energia feminină. Ce simțiți pentru ei în această perioadă? Energia sexuală dintre voi. Sau energia sexuală pe care o simțiți față de ce simțiți, uite, 8 de bâte. 8 de bâte înseamnă călătorie, comunicare, nevoia de a crește, de a vă transforma. E transformare, interesant, ok, 8, casa scorpionului, Fenixul. Ce simțiți pentru ei? Hai. Doamnelor, arătați-ne, nu mai fiți secretoase. Lăsați granițele măcar și unul și altul în această etalare să vedem, nu? Energia feminină, ce simte? Hai. Regina de monede. Unde sunt multe? Imediat, fără răbdare, energia feminină, ce simțiți pentru domni, pentru masculin? Sunt multe, ia uitați cum pică. Sunt foarte multe. Așteptați să vină, vreți să se transforme ceva. Eu luptă, sunt niște stresuri și din partea voastră, și din partea lor. Ia. Asta e 5 de cupe, reapare 5 de cupe pe care ia uitați-le, 5 de cupe. Plângeți, ați plâns. Interesant. Opa, opa, roata norocului și diavolul. 2 de bâte. A fost multă dragoste, a simțit și pasiune și dragoste, a simțit că renașteți, judecata. A simțit că renașteți, am crezut că este probabil că a simțit și că este destinul vostru, dar vai, de ce cărți intense, dar din punct de vedere sexual a fost o intensitate teribilă între voi doi, dar au apărut niște secrete, eventual un alt cuplu sau un alt personaj. Și atunci, această dragoste a fost pusă la răscruce, a trebuit să alegeți voi sau ei. Vă doriți să discutați despre toate lucrurile acestea, vă doriți să schimbați energia, pentru că există totuși, cât ați încerca. Cu 8 de bâte am senzația că totuși încercați să vă detașați, pentru că vă știți valoarea. Și pentru că vă știți valoarea, nu vreți să plângeți, nu vreți să regretați, nu mai vreți să stați în energia aceasta a regretelor. Da? Pe de-o parte așteptați să vină să-și ceară scuze, pentru că meritați. Iar este o distanță și din cauza acestei distanțe și a câtor situații am mai povestit, a rămas totuși față de ei o obsesie. O obsesie. Eventual știți că și ei, intuiți, simțiți că și ei au această atracție teribilă, obsedantă. Ei, greu de descris și... Și mai simt un mesaj. Simt că, vedeți cum confirmați acest lucru, simt că unele dintre voi, din cauza că e o distanță care trebuie străbătută, o comunicare care trebuie manifestată, că tot am vorbit de comunicare, 8 de bâte înseamnă și comunicare, o creștere, da? Care trebuie manifestată și o împlinire, da? Care încă nu s-a întâmplat. În primul rând, să revin la distanță și comunicarea. Distanța asta dintre voi și comunicare vă pune pe jar, vă pune pe gânduri și vă face să suferiți. Pentru că știți că meritați. Pe cineva care să fie lângă voi, regina de monede, este aici, acum, e pragmatică. Aveți nevoie de aici, acum. Nu vă să aruncați în discuții, nici să stați în lacrimi. O parte din această pasiune, pe de-o parte, ați vrea să o aruncați în trecut, ați vrea să revină, pe de-o parte, ați vrea să revină și cu scuze, dar unele dintre voi cred că vreți să manifestați ceva nou. Cu 8 de bâte vreți să mergeți mai departe și acest diavol să vină și cu roata norocului, cu 2 de spade, asta e. Trebuie să alegeți între această dragoste, pasiune, renaștere, superbă, tot ce ați crezut voi că se poate și totuși a fost blocat și se avansează extrem de greu. Cavalerul de monede vrea să vină la 9 de monede, la preîmpărăteasă, să ofere 10, da? Stabilitate, cuplu, dar vine extrem de încet. Și cred că unele dintre voi trebuie să alegeți. Să schimbați, vreți, simțiți nevoia să schimbați energia, e schimbare de energie și s-ar putea să vină o tentație. Ori fi apărut în viața voastră o tentație, cineva care vă tentează. Vă tentează și vă face să nu vă mai gândiți atât de mult la acest personaj. Și totuși, și față de ea ați avut o atracție imensă. Dați-mi energia, vă rog frumos, energia pentru masculin. Energia masculină ce simte din punct de vedere sexual? Are conflicte cu această, legate de această schimbare de energie, de felul în care trebuie să se implice. Are conflicte mentale, niște lupte interne, dar altfel. Hai să le păstrez totuși. Altfel, la capătul setului de cărți este soarele. Simte multă fericire, dar are și multă durere. Ori a fost trădat cândva, ori simte că încă nu s-a dezlegat de un anumit trecut, 10 de spade, da? Dar totuși apare soarele. Da? Voi sunteți fericirea lor, chiar dacă încă e nemanifestată, că e partea de nemanifestare de subconștient la ei. Roata norocului, schimbare de energie, sunt conștienți că trebuie să schimbe energia, dar tot se temperează, tot încearcă să se mai vindece, să se echilibreze, săraci. Am senzația că e transformare, da? Ei încearcă să lucreze cu ei. Și această așteptare, să știți că și 5 înseamnă schimbare, da? Această schimbare se produce greu. De-aia vine cavalerul de monede greu. Ar vrea să muncească, ar vrea să fie romantici cu voi și totuși, ori au în preajmă pe cineva care îi tulbură. Interesant, am zis că atrage atenția. Probabil că au, eu știu, persoane care îi doresc, uitați, 5-8 de spade, femei care îl doresc, care se oferă și care, iar e și ei, aici e un diavol și ei trebuie să se lupte cu niște tentații, pe de-o parte, tentații care vin din exteriorul relației dintre voi doi și pe de altă parte este și obsesia. Se luptă și cu faptul că și ei sunt la fel de acaparați de energia dintre voi doi, da? Și nu știu ce să facă, cum să-și mențină controlul, cum se poate transforma. Iar 8-8, măi, câți 8, voi aveți 1, ei au 2 și ați ales și Fenixul. Își fac griji, mari griji, mari griji. Cum să vină? Cum să schimbe energia și cum să echilibreze atmosfera dintre voi? Cum să vindece în sensul ăsta? Cum să vindece? Cum să vă umple cupa care simt că s-a cam golit și că sunteți pe cale să vă duceți în altă parte? Cum să vă romanțeze? Cum să vă iubească? Cum să-și arate de fapt dragostea? Asta simt. Uitați, soarele și 10 de spade. Și turnul. O separare a fost între voi. Am zis că a fost o separare între unii dintre voi, care a dus extrem de multă durere. Și pentru unul și pentru celălalt. Și totuși, trezirea se manifestă într-o formă sau alta mai devreme sau mai târziu în această perioadă. E totuși o trezire soarele, da? Sunt conștienți. Că lângă voi și voi lângă ei reușiți să vă vindecați și să vă ajutați să manifestați varianta cea mai bună a fiecăruia. Să fiți, eu așa simt, împreună sunteți mai frumoși decât sunteți separate. Multă pasiune, ce-și doresc, energia sexuală, ce-și doresc, dragoste în apusul serii, răsăritul apusul serii. Își doresc să vă ofere cu 8 de bâte și cu 8 de monede să vă ofere o cină. Ce-și mai doresc? Să vă facă să vă deschideți, pentru că unele v-ați retras un pic, v-ați retras, aveți și voi, cum am zis, blocaje. Își doresc să vă schimbați și voi energia în preajma lor în momentul în care vă veți întâlni cu temperanța. Temperanța înseamnă și nevoia de vindecare, de împăcare. Simt că trebuie să muncească pentru această împăcare. Simt că sunteți supărate. Uitați, Doamna se uită în altă parte. Știu că trebuie să vină. Ia uite, și aici oferă flori și aici oferă flori. Și totuși, sunt ori bruiaje, ori un stres teribil. Dar dacă există o energie karmică, o altă femeie care se aruncă în brațele lor și tot îi ispitește, cu acest 8 de spade am senzația că deja încearcă să blocheze, să se rețină în fața acestui personaj. Conștientizează că e o tentație care stă în calea acestei împăcări, posibile împăcări și acestei fericiri. Și am simțit cărțile, dragii mei. Acum, evident că am vorbit un pic mai puțin decât la primul număr, dar pentru că au venit și mai puține cărți. Asta nu e nicio supărare. Ideea este să îmi confirmați din ce am vorbit, ce simțiți că s-a manifestat până acum, ca să vedem cum se va manifesta restul în viitor. Numărul 3. Cei care ați ales zodiacul cu cele 13 zodii. Dar trecând peste asta, este chakra inimii, este piatra aceasta verde în centru, da? Chakra inimii care se reactivează, care se activează. Învățați să vă iubiți. Vorbim de o energie sexuală și totuși, și 13 iar înseamnă transformare, dar transformare prin dragoste. Și interesant, acum îl văd ca pe o roată a norocului. Ca pe o roată a norocului. Probabil că roata norocului este numărul 10, este octombrie. Ceva se schimbă, timpul divin, se așează planetele, constelațiile în așa fel încât să vedem ce se întâmplă. După cum vedeți, am energie feminină, energie masculină. Feminina este receptivitate, masculină înseamnă acțiune, dar feminin poate să fie și un bărbat feminin sau într-o energie feminină mai, nu neapărat pasiv, receptiv, așteaptă să primească, și masculin este activ. Sunt și femei foarte masculine, marțiene, apropo, da? General, zodiile de foc, de aer sau anumite semne de pământ, depinde. În fine. Interesant, a? O păstrez energia generală dintre voi. Este broască. Ce frumos, 9 de cupe, cu alte cuvinte. Binecuvântări și miracole. Interesant, timpul divin se reașează și vă aduce o transformare. Știți că roata nu vreau să zic că broasca, dar e și roata. Roata norocului vă aduce binecuvântări, bucurii între voi doi și transformarea acestei broscuțe. Noroc. Transformarea în prinț, știți? Sărutul care a transformat broscuța în prinț. Unul dintre voi poate că trebuie să simtă această dragoste necondiționată ca să se transforme. Trebuie să construiți cu acest castor, să construiți idealul care există și potențialul. Există un potențial în realitatea acestui ideal, unicornul. Energia feminină. Energia feminină, te rog frumos, în această perioadă, pentru numărul 3. Energia feminină pentru numărul 3. Energia feminină pentru numărul 3. Ok. O dată. De două ori. Mă mănâncă nasul rău de tot. Atât de două ori. Ia uite. Ce frumos. Energia feminină. Apropo de inimă, da? Am vorbit de inimă. Aici este chakra 4 a inimii. Chakra 4 este deschisă sau trebuie reactivată în prezența acestui bărbat, acestei energii masculine. Chakra 4 reprezintă un concept, un proiect care are o valoare specială. Proiectul dintre voi, legătura dintre voi are o valoare specială și trebuie protejată și apreciată, evident. La capătul setului de cărți, căprioara și, ia uite, liliacul. Am zis că interesant. Transformare, da? 13 înseamnă și transformare, că sunt 13 zodii. Și aceasta ar fi cam a 13-a carte de aer. Ați trecut printr-o experiență cu un personaj foarte negativ care v-a transformat, dar transformarea care a venit în bine. Ați învățat să exprimați dragoste. Uitați, căprioara, să exprimați dragoste. Chiar dacă aveți o energie negativă în preajmă, chiar dacă cineva vă urmărește, chiar dacă cineva va, într-o formă negativă, a participat la această transformare, dar transformarea a fost pozitivă. Că este acesta, lilia, care are legătură cu bărbatul sau cu energia masculină din această etalare, poate sau nu poate, da? Însă, e un profesor spiritual care v-a trecut prin greu ca să vă deschideți inima. Pentru că cobra înseamnă și profesorul spiritual. Da, atracție fizică, dar atracție fizică cu o lecție după ea, evident. Hai să vedem energia masculină. Unde este în această perioadă? Energia masculină în această perioadă. În această perioadă... Energia masculină. Divine masculine. Divine masculine. Ops! Interesant! A venit, în aceeași poziție, a venit și la numărul 2. Poate vreți să ascultați și numărul 2. Foarte mândru. Și se vede că e mândru cu acest... Interesant, avem și acolo. Da, cred că puteți să ascultați și numărul 2. Foarte mândru acest personaj. Mândru și frumos, dar voi aveți energia, sau voi, sau ele, sau doamnele, da? Dacă sunteți mândri și frumoși și știți că sunteți frumoși, domnilor, știți și mai bine că această doamnă este o valoare specială, da? Puteți crea ceva special. Dar ce e drăguț că în această perioadă încep să se manifeste binecuvântările. Voi atrageți, dacă sunteți domni, atrageți atenția doamnelor, știți că sunteți frumoși, poate și comunicați bine unii dintre voi, dar aveți atenția masculină, energia masculină este concentrată, este foarte concentrată pe acest ou, pe acest potențial feminin. Poate femininul nici nu știe, sau femeia la care vă gândiți, nici nu știe ce valoare are sau cât de valoroasă o vedeți sau ce valoare are. Dar am senzația cu această, ia uite, o privire foarte... acest ou este al meu. Eu vreau să-l manifest, eu vreau să-l protejez. Așa simt. Da? Și într-un fel sau altul se manifestă binecuvântările. Ce nu se vede? Că totuși, așa cum sunteți, sau cum sunt ei, cerbul este o energie pământeană. Sunteți tradiționali, vreți să oferiți, iau-te, 10 de monede, să oferiți lucruri, o casă, lucruri stabile, o casă, protecție, da? Chiar dacă lumea vă vede, poate vă și consideră vanitoși sau prea mândri, e o imagine de exterior. Și poate uneori și femeia, în acest context, îl vede pe bărbat așa, dar în spate este totuși o energie pământeană, care își asumă responsabilitățile și care vrea să crească. Interesant, ce frumos, cu Oul Cosmic să crească lângă sufletul său pereche. Chiar dacă ea revine, Liliacul, chiar dacă, probabil, energia negativă dintr-un trecut între voi doi s-au separat și masculinul a trecut prin situații negre, ciudate, a învățat să zboară în întuneric. Dar ce a fost întunecos între voi se vrea transformat, da? Cu această roată norocului, da? Se vrea transformat pentru că se știe că voi doi sunteți suflete pereche, vă oglindiți unul în celălalt. Și puteți crește. Puteți crește, unul să-l țină pe celălalt, iar are un ou și iar este o energie care învăluie. Eu acum simt protectoare, nu neapărat posesivă, dar care vrea să se implice, Camila, să-și asume responsabilitățile, să conducă într-un mod tradițional. Frumoasă energie, chiar frumoasă. Chiar îmi place. Arată foarte bine. Și un pisoi plânge la ușă, probabil că e Merlin sau Capi. Ei plâng de obicei la ușa mea. Au fost pe afară la plimbare. Hai să vedem. Energia generală dintre voi doi în această perioadă. Energia generală dintre voi doi. Ops, nu prea, nu sări. Mai, deci ce energie pozitivă. Binecuvântări și victorie. 6 de bâte. Și soarele. Uitați, soarele, oul de aur, chakra 4, aleul, de fapt este, da, chakra aleului, că reprezintă inima. Bine, leul poate să fie și ego, dar și inima. Ce frumos! După o perioadă de stagnare, după niște trădări, după niște situații foarte grele. Ia uite, justiția poate să fie un divorț sau lupte cu contracte, cu chestii care țin de legalitate, cu moștenieri, în fine. Dar în această perioadă s-a și înțeles adevărul că împreună sunteți puternici, ia uite. Da? Împreună aveți o valoare specială și Doamna vine cu o valoare specială. Repet, dacă știți sau nu știți, descoperiți măcar pe această cale și eventual, pentru că este semn de aer și va comunica, acest pământ vă va comunica. Dacă sunteți domni, le veți spune, doamnelor, cât înseamnă ele pentru voi. Și este similar cu 9 de cupe, da? Energia comună. Și unul și celălalt, sunteți ce are nevoie celălalt. Sunteți victoria de care celălalt are nevoie. Ia uitați-l, prințul cum vine, da? Prințul cum vine. Prințul cum vine sau prințesa. Dar cum vine să sărute broscuța. Ca să se transforme. Frumos. Da? Să se transforme în soare, în victorie, în fericire. Iar planetele, vai, ce sincronicitate, da? Exact ce ați ales. Vedeți? Și pe spate este soarele. Mami, ce-mi place! Mai și îmi plac că sunt și cărțile pozitive. Ce frumos! Ce frumos, dragii mei! Energia. Multă pasiune acum. Multă pasiune cu focul ăsta, că tot vorbim totuși, dar și pasiune și emoții. Și dorința de a crește spiritual și dorința de a comunica și de a manifesta ceva serios. de a manifesta ceva serios, de a oferi stabilitate, valoare. Am zis, probabil că domnii atrag atenția. Ia uitați că am zis că sunt ochi mulți în jurul domnilor. Poate că lucrați în public, într-o formă sau alta, dar, repet, și doamna are o valoare. Dar probabil că fiind ou într-un cuib, valoarea sa este oarecum mai ascunsă, nu e la scară atât de largă ca a bărbatului, dar, ia ce frumos apare, 2 de cupe. O las ca energia comună dintre voi. Măi, deci nu se poate. Ce frumos, suflete perechi, chiar dacă aveți stres. Nu știți dacă o să vă potriviți, dacă o să vă înțelegeți. Ia uite, mai ales el, împăratul. Ia uitați-l aici. Nu e împăratul, e 10 de monede sau cerbul pe 1, da? Este conștient. Bărbatul divin este conștient că e o legătură foarte profundă între voi și își dorește un nou început, asul de monede. Își dorește să treacă peste blocaje, să se deschidă. Am vorbit de chakra inimii, dar își dorește să se deschidă. Că își face prea mult stres. Își face stres. Se stresează, vreau să zic. Dar, în fine, nu ies. Măi, dar ce frumos, victorie, suflete perechi, 9 de cupe, binecuvântări divine. Ah, ce frumos! Mă bucur pentru voi. Hai să vedem energia feminină. Ce simte, ce își dorește în această perioadă. Energia feminină. În această perioadă. Ce drăguț! Justiția. Interesant, a apărut și la numărul 1. Tot la feminin. Poate are legătură. Justiția. Ce-i dorește? Ce-i dorește? Energia fie... Le lasăm așa. Cred că las așa totuși în poziția asta. Lăsăm 4, deși vroiam să fie 3. În fine. A fost un moment în care v-ați respins. Din niște motive. Din gelozie, din neînțelegere, din confuzie. Deși pasiune teribilă a fost. De mult timp. Dar... Și din cauza acestei respingeri a apărut și experiența aceea negativă, printre altele, dar se dorește comunicarea. Bărbatul, domnul vrea să comunice. Poate că a mai apărut o altă energie la mijloc și nu știe dacă va fi respins. E o întrebare în subconștient. Eventual așteptați ca el să comunice și din cauza că nu comunică, posibil să vă găsiți pe altcineva și să vă detașați emoțional și totuși, asta e un mesaj. Da? Este un mesaj. Și din acest motiv, domnul trebuie să vină să recucerească, să cucerească, da? Să impresioneze, să